Ok, mulțumim, merge. Cine a lipsit să facem astăzi un egal măcar? Cine a lipsit? Echipă, stadion, finanțator, președinte, tot a lipsit, să știți. Dacă vreți să facem egal cu Steaua, trebuie să fie egal cu Steaua. Steaua se joacă... Asta e diferența. Când Steaua joacă cu Chelsea și Londra, o să vedeți. Așa nu știu cum e cu Steaua. Suntem în planul psihologic, în planul sportiv, în planul mental diferite. Meni a ridicat foarte mult, adică au fost un zbărător, că se fac toate părți. Noi ți-au părut că o trebuie să ia două goluri ca să-și dea două goluri. Dar știți cum e, și ei la 2-0 au scos acelea de limpeze. Dar după cum ați început a doua repriză, nu v-ați gândit nici o secundă că aveți șanse să îi bateți sau să faceți egal? După cuvântul meu, noi vrem doar că mi se împoi de deschidere la ușa pietrate. Hai să ne trezim. Dar ați fost aproape, nu? Așa este, dar e complicat. Să vă spun, nu sunt blazat, nu sunt încurcat cu gândul că noi n-am nicio șansă în fața Stelei. Sau, în fața Stelei n-am nicio șansă. Păi era că Steaua bate orice echipă din provincie când vrea. Și orice altă echipă din Campionat României, când vrea. Așa cum ne-am gândit și pe noi. Numai că... și nici măcar mi-am găsat mult cu Steaua. Pentru spectatori și pentru bucuria de a gusta fotbolul până la... În toate filozofia lui, era extraordinar de gata. Să-i noroc mult. I-a avut două bare. Ce să mai zic? Dacă o bătați cu Steaua pentru locul străin, ca să nu? Deci era adversarul. Și așa clasamentul ăsta stă în toată de multă vreme. Adică, când citești Botoșani, nu te joci de sus. Avea cum la poșă treți. Bun, acum că a văzut Steaua, cumpărați acțiune acolo? La Steaua? La ce bine acțiune Steaua nu vinde. Eu mai degrab îmi prind din Botoșani noi. Dacă vreun găsim un om care vrea să facă transfer. Dar dacă ar vinde, ați cumpărat? Nu. În niciun caz, dacă aș putea, aș pleca din fotbal acum. Vă dau cuvânt pentru întrebare. Eu aș pleca din fotbal, nu cu răutate, cu bucurie și cu plăcere că s-a întâmplat ceva în perioada când am fost pe unui club, aș pleca de fotbal și mâine. Dar de ce? Pentru că fotbalul e ca orice joc. Dacă ați fost în Silicon Valley și ați jucat, nu se poate veni în asta, la Las Vegas, s-a jucat la aparatele alea, stai două nopți când treci de acolo, ai plecat cu toți banii luați. Trezești după câteva zile, bă, ce prost am fost. E un joc. Mai trezești dumneavoastră acum? Nu, eu sunt trezit din mult, dacă trebuie să încorsetat de alea, ca și cum vrei mă să fugi. Mata te privește, nevasta te privește, unde te mai duce acolo? Soacră, bă, te mă duce. Soacră, poate. E complicat. Cum să spun, să fie o echipă în B, în A, din produs și îți bani mulți. Păi, dar noi, ce rețete financiare am produs? Sunt foarte mulți bani. La 100.000 milioane de euro în an, e complicat. Dar, cum să vă spun, o facem cu bucuria că s-a întâmplat ceva. Numai că nici eu joa, nici problemă să nu încercăm să construim edificii nemulțare aici. Dar, repet, dacă cineva ar vrea să ia clubul și să fie la mine decizia, dau cum. Iar dacă eu aș putea să mă întreb într-un mod, să nu văd 100 de oameni de românii de oameni care trebuie să o disperați, aș pleca tot. Cât au recetă? Nimic. Nimic. Va din cont, dar în fiecare an scriu, dar în fiecare an 300.000 de euro ca să mă poarte cu singura mea sacă pe piept. În fiecare an. E bine un meci în care a doar că nu vezi la film, nu? Da, sper ce. No. Bă, păcat, aproape că meritau. Aproape că meritau și oricum lucrurile astea trebuiesc consemnate pe un catalog al datoriilor și nevoilor în clubul ăsta. Adică un meci pe asta merită pe mine. Dacă mă vreau să vă dau cu Steaua, ca lumea, a trecut prețurile, s-a văzut pe valoarea de Stelei și, în general, la mijlocul în care se zic în Oceanu și pe Felix, în Părma Pindici. Nu în Părma și la care a fost la și a fost plină și acolo. La națională! Și a văzut acest lucru la jocul ei, au mirat și pe Felix. Tu ești frică de un recol, după ce m-am spus? Nu, 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 nu,
Andrei și Mici cu Steaua, apoi atacanți, eu zic că suntem de apreciat. S-a văzut un joc cu echipei din 1946, când am luminat Steaua. S-a gestionat și după aia, 25-30 minute am luminat Steaua, ceea ce nu s-a întâmplat la noi în Liga. Și cum să iei? Ce s-a întâmplat? Ați fost la vestiare sau? Până avem trebuie stabilit la evenimente jocului. Este arena, nici eu personal, nu intru foarte rar. Știu lucrurile care s-au făcut, de la organizare, de la ședința tehnică a ținerii antrenorului și sfaturile care le dă. După acele 20 de minute care v-ați dominat, să zic așa, dumneavoastră v-ați gândit că v-ați putea să câștigați? Cinstit speram și sunt sigur că dacă lăsăm să vedem. Nu era greu, nu era ușor să trebuie să mă așezeze. S-au dus un joc cu ce vreau, dar și la care mă zilează la viitorul, noi am știut să vă spăcăm. Mai ales când dau în asterică, cu jucători de valoare, trebuie să își poate mai așteptat. Dar v-am zis, aveam aceeași amintindu-l, dar eu l-am dat cu trac. Deși am început bine pe 7 ori, 9 de 10, și după acea bară am și știam că sunt periculos la fază de fixie, s-a văzut la rolul meu ca fi ieșit. Deci au intrat intimidat și cu periculos. Normal, îmi spate la bine, ceva la astfel, trebuie să fie cu șase ceva. Toată mi-a rezultat. M-am gestat ceva, scoarea în CES, în prezența la 50.000 de spectatori, nu e ușor. Ceva. Băi, așa este, Steaua are față de Champions League? Nici nu, eu personal, eu zic, nu au șanse, au întâlnit de aia în CES, e echipă care Steaua are venit tot timpul în Europa League, că nu e mai multe la șanse.